Un român riscă 10 ani de închisoare pentru o sticlă de whisky de 8.000 de dolari furată pe care a ascuns-o în pantaloni. Marian Firu, în vârstă de 50 de ani, riscă 10 ani de închisoare și o amendă de 10.000 de dolari dacă este găsit vinovat. Poliția din Jackson a fost chemată la un magazin de băuturi de unde se furase o sticlă de whisky veche de 35 de ani. Evaluată la aproape 8.000 de dolari, a declarat vineri pentru sursa citată un locotenent directorul de comunicare al poliției din Jackson. Fapta care s-a petrecut luna trecută, pe data de 2 noiembrie, când ofițerii departamentului de poliție din Jackson au intervenit la o sesizare potrivit căreia o persoană a furat o sticlă de whisky cu o vechime de 35 de ani. Un ofițer de poliție din Jackson l-a observat pe Firu în timp ce acesta cerșea în Jackson, câteva săptămâni mai târziu. Românul ținea o pancardă care indica faptul că are un copil de 7 ani bolnav de cancer. Poliția a folosit un translator român pentru a-l informa despre drepturile sale, dar bărbatul nu a vrut să răspundă la nicio întrebare. Relatează mesajul.ro.